Pentru berbec, săptămâna poate fi fie foarte reușită, fie dezastruoasă. Aproape totul va depinde de ei, precum și de modul în care rezolvă problemele actuale. Nu trebuie să ai decizii pripite, iar potențialul energetic ridicat trebuie folosit cu înțelepciune și cu grijă. În acest caz, nu numai succesul la locul de muncă este posibil, ci și șansele de a vă consolida pozițiile în carieră. Sănătatea va fi destul de bună, dar cei care au probleme cronice cardiovasculare sau autoimune ar trebui totuși să aibă grijă. Cel mai util este ca berbecul să petreacă weekendurile cu familia, într-un mediu calm, făcând de lucruri de zi cu zi. Situația financiară a reprezentanților acestei zodii de foc va fi stabilă, chiar și cu tendințe de îmbunătățire. Săptămâna va aduce multe situații plăcute pentru tauri. Vor avea destul succes atât în muncă, cât și în treburile personale, mulți vor lua decizii foarte importante cu privire la viitor împreună cu partenerilor, se ocupă de probleme financiare și de proprietate, vor planifica mutări sau chiar călătorii, sănătatea se poate deteriora ușor la sfârșitul săptămânii din cauza cheltuielilor mari de energie și efort pentru activitatea viguroasă continuă. Părinții taur vor trebui cel mai probabil să acorde o atenție sporită copiilor lor, în special celor care primesc deja o educație sau aleg o profesie. Situația financiară promite să fie stabilă și previzibilă. Pentru gemeni, săptămâna promite să fie productivă în ceea ce privește treburile și sarcinile profesionale, dar accentul principal ar trebui să fie pe relațiile cu partenerilor. În sfera afacerilor, Mulți vor încerca să creeze uniuni și alianțe, să se unească pentru a atinge obiective și proiecte profitabile. În domeniul romantismului și al relațiilor, reprezentanții semnului se vor concentra pe obligațiile contractuale și vor planifica un viitor comun. Unii vor decide să se căsătorească, să anunțe o logodne sau să creeze un cuplu stabil pentru a trăi împreună. Situația financiară a gemenilor se va îmbunătăți în a doua jumătate a săptămânii, iar sănătatea promite să fie stabilă. Racii vor fi ocupați cu probleme materiale aproape toată săptămâna. Apropo, majoritatea sarcinilor atribuite pot fi rezolvate cu destul de mult succes, mulți vor fi predispuși la un comportament neobișnuit pentru ei, participarea la evenimente de masă, intrarea în sfera publică, interacțiune activă cu societatea. De asemenea, familia și copiii nu vor rămâne fără atenția reprezentanților semnului, care vor da dovadă de îngrijire sporită, patronaj și ajutor, în ciuda volumului de muncă. S-ar putea să te simți puțin mai rău weekend, când stomacul tău devine deosebit de vulnerabil. Racii ar trebui să acorde mai multă atenție dietelor, excluzând alimentele evident inacceptabile precum și alcoolul și alimentele grase. Lei își vor petrece săptămâna profitabil. Pe lângă succesul în domeniul profesional, ei vor putea să demonstreze clar lumii realizările lor în domeniul creativității și al artei. Mulți vor obține succesul în sfera romantică. Deocamdată, reprezentanții unici ai acestui semn de foc vor dobândi fani foarte promițători și interesanți. Lei de familie vor experimenta o altă rundă de emoții pozitive și pasiune pentru sufletele lor pereche. Cei care nu sunt încă căsătoriți oficial pot accepta cererea în căsătorie și pot începe să planifice o nuntă. Situația financiară va fi destul de stabilă, dar trebuie acordată atenție sănătății, din cauza schimbărilor de presiune, lei cu boli cardiovasculare pot fi expuși riscului. Făciumarele își vor putea realiza unele dintre intențiile și planurile în sfera romantică, precum și în sfera relațiilor cu partenerii în procesele de afaceri, mulți vor putea să restabilească conexiunile sau contactele pierdute anterior și să reia comunicarea cu persoanele potrivite, inclusiv cu cei de la putere, vor apărea perspective bune în ceea ce privește implementarea ideilor tale vechi legate de proprietate, reședință, imobiliare sau moștenire. Este favorabil să contractați credite și împrumuturi în prima jumătate a săptămânii. A doua parte a săptămânii ar trebui să fie dedicată îngrijirii sănătății și aspectului tău. Fecioarele vor avea oportunități de a-și îmbunătăți situația financiară mai aproape de weekend. Balanțelor li se recomandă să-și dedice cea mai mare parte a timpului și energiei afacerilor profesionale. Există o perioadă favorabilă în sfera afacerilor în care puteți prelua în siguranță noi proiecte, vă puteți schimba locul de muncă, vă puteți promova activ ideile și, de asemenea, puteți urca pe scara carierei. Instruirea și formarea avansată vor avea de asemenea succes, iar în viitor îți vor îmbunătăți semnificativ situația financiară. Săptămâna viitoare va fi bună pentru sfera romantismului și a relațiilor în special pentru acele balanțe care s-au hotărât deja asupra partenerilor pentru viitorul apropiat, sănătatea va fi satisfăcătoare, dar asta nu înseamnă că trebuie să neglijezi atenția față de măsurile preventive și atitudinea atentă. Scorpionii vor direcționa multă energie în sfera realizărilor materiale. Și aici, Majoritatea reprezentanților zodiei de apă vor avea perspective excelente de creștere a veniturilor atât prin obținerea unei noi poziții, cât și prin apariția unei noi surse de bani. Mulți vor fi inclinați să fie activi în sfera afacerilor, ocupând poziții de conducere și luând inițiativa în propriile mâini. În partea romantică a vieții, scorpionii pot experimenta unele schimbări asociate cu sosirea de noi fani sau parteneri în viața lor, relații care vor fi neobișnuite și inspiratoare. În ceea ce privește sănătatea ta, este puțin probabil să se înrăutățească până în weekend. Scorpionii ar trebui să-și petreacă ultimele zile într-un mediu calm, minimizând numărul de contacte cu mediul extern. Săgetătorii se vor bucura de ceea ce se întâmplă în jurul lor, precum și de participarea personală la multe procese interesante. Unii vor fi la vedere aproape tot timpul, atrăgând o atenție sporită, primind complimente și chiar cadouri. În această perioadă, mulți își vor începe propria afacere sau un proiect important legat de creativitate. Sănătatea va fi suficientă de bună încât îți va permite să duci un stil de viață mai activ decât de obicei. Noi cunoștințe cu personalități interesante sunt posibile în a doua jumătate a săptămânii. Iar unele dintre aceste contacte se pot transforma în prietenii puternice, situația financiară se va îmbunătăți, iar perspective și mai mari de creștere a veniturilor pot apărea în perioada în care Jupiter este aspectată de soare. Pentru Capricorni, săptămâna promite să fie stabilă și de succes, în unele probleme. Reprezentanții semnului vor rezolva în mod eficient problemele intrând în sfera publică și interacționând activ cu autoritățile și societatea. Problemele legate de împrumuturi sau asigurări pot fi soluționate cu succes în prima jumătate a săptămânii, iar în a doua jumătate a săptămânii interacțiunea și comunicarea cu partenerii de afaceri, colegii și oamenii cu idei similare vor fi favorabile. Sectorul financiar vă va încânta cu încasări neprogramate de bani, iar sănătatea dumneavoastră poate necesita intervenția și îngrijire în weekend. Sistemele endocrin și cardiovascular vor fi în pericol. Și aici merită să luați în serios afecțiunile broște și să vă implicați în tratament sistemic. Sfera romantică a capricornilor va rămâne în pozițiile din perioada anterioară. Vărsătorii ar trebui să înceapă să facă planuri pentru viitor. Aceasta se va referi nu numai la chestiuni personale, ci și la sarcini globale de o scară aproape mondială. Unii vor colecta în mod activ informații din diverse surse pentru a înțelege singur imaginea viitorului iminent, pe baza căruia vor trebui să-și refacă viața. Mulți vor decide să exploreze noi domenii profesionale să se, se înscrie la cursuri de formare sau să studieze singuri. Vărsători asociați cu medicina pot descoperi noi oportunități pentru a-și realiza abilitățile. Sfera materială va fi destul de stabilă cu tendințe de îmbunătățire, iar sănătatea va necesita măsuri preventive în a doua jumătate a săptămânii. Partea romantică a vieții te va încânta cu semne deosebite de atenție din partea fanilor sau partenerilor. Pentru pești, a doua jumătate a săptămânii se anunță a fi de mare succes în sfera romantică. Mulți își vor putea realiza aspirațiile și planurile de lungă durată, iar acest lucru se va întâmpla fără prea mult efort și stres. Problemele profesionale vor fi rezolvate cu succes în prima jumătate a săptămânii, dar toate problemele controversate ar trebui să fie rezolvate până miercuri inclusiv. În sfera materială vor apărea tendințe pozitive. Iar reprezentanții Zodiei ar trebui să profite de moment pentru a investi în imaginea și aspectul lor. Merită să vă actualizați o parte din garderobă, să vizitați un cosmetolog, un coafor sau să vă înscrieți la un spa. Rezultate bune vor veni din îngrijirea sănătății tale, aici trebuie să se pună accent pe somnul adecvat, alimentația, activitatea fizică și luarea de vitamine și suplimente alimentare. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!